Salut! Astăzi discutăm despre cum vă puteți pune în contabilitate cheltuiala cu freelancerii pe care îi angajați de pe diverse platforme online. Cred că ăsta va fi cel mai scurt video din istoria acestui canal de YouTube, pentru că lucrurile stau foarte simplu. Ca să vă puteți deduce în contabilitate o cheltuială, trebuie să aveți o factură. Nu mai spunem de contract. Dar ca să vă puteți deduce cheltuiala, aveți nevoie de factură, deci trebuie să cereți freelancerului respectiv de pe platformă, fie el că e român, fie că este din altă țară, trebuie să cereți o factură. Acum, problema cu freelancerii ăștia, toți știm că ei nu prea sunt înregistrați fiscal și atunci e puțin probabil să vă poată emite o factură. Și ăsta este și motivul pentru care să depunem în contabilitatea românească această cheltuială cu freelancerii este foarte, foarte greu. Dar dacă doriți să faceți asta, trebuie să solicitați freelancerului să vă emită o factură. Freelancerii, așa cum am mai discutat și într-un alt videoclip pe care o să vi-l linkuiesc pe aici, nu pot presta servicii fără să fie înregistrați fiscal. Și atunci de aici intervine problema aceasta cu factura. Un alt lucru de care trebuie să ținem cont și să nu uităm, fie că vorbim de freelancerii ăștia de pe platforme, fie că vorbim de contractarea oricărui alt serviciu din afara României, este că atunci când lucrăm cu furnizori străini, trebuie să avem grijă să le cerem un certificat de rezidență fiscală. De ce facem asta? Ca să evităm reținerea la sursă a impozitului pe veniturile nerezidenților, care este de 16%. În mod normal, ar trebui să aplicați 16% la valoarea facturii și să îi virați la statul român, ca să nu se întâmple lucrul ăsta și presupunând că avem tratat de dublă impunere cu țara din care vine freelancerul, dar aceste amănunte nu le mai discutăm, presupunem din start că le avem. Presupunând că avem tratat, presupunând că avem certificat de rezidență fiscală, în cele mai multe cazuri, în majoritatea ca toate cazurile, nu se mai reține acest impozit pe venitul nerezidenților. Cam asta a fost tot, v-am spus că o să fie un video foarte scurt. Rețineți factură și certificat de rezidență fiscală. Asta aveți nevoie dacă vreți să vă puneți în contabilitate o cheltuială cu un freelancer pe care îl angajați pe o platformă online. Pe curând! I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Come back to me, honey pie.